Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiectele ediției. În prima zi de Crăciun, pe stil nou, sute de localnici, dar și turiști au venit de dimineață în scoarul catedralei din Chișinău pentru a se bucura de spectacolul dedicat copiilor sau pentru a face cumpărături la târgul de sărbătoare. Credincioși de pe întreaga planetă sărbătoresc nașterea Domnului. Suveranul Pontif a oficiat slujba de la miezul nopții la Vatican. O impresionantă slujbă religioasă a avut loc și la Betleem, locul nașterii lui Isus în tradiția creștină. Cel puțin 120 de case au fost distruse de un incendiu de vegetație în orașul Valparaiso, o importantă destinație turistică din Chile. Focul a pârjolit o suprafață de aproape 150 de hectare, cel mai grav afectate fiind două cartiere sărace. Centrul Chișinăului este îmbrăcat în straie de sărbătoare. În prima zi de Crăciun, peste 900 de localnici, dar și turiști, au venit de dimineață în scoarul catedralei. Acolo cei mici s-au bucurat de un spectacol numai pentru ei, iar cei mari s-au încălzit cu un pahar de vin fiert sau ceai, au gustat din deliciile pregătite de bucătari pricepuți sau au căutat cadouri pentru cei dragi. Sărbătoarea a început însă din ajun, când Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul caravanei de Crăciun a salvatorilor și pompierilor. De autospeciale ale pompierilor împodobite fieric cu luminițe de sărbătoare au fost parcate în fața clădirii guvernului. Sute de copii și adulți au înghesuit să le fotografieze. Cu această ocazie, salvatorii au prezentat și o spectaculoasă demonstrație cum intervin cu curaj și profesionalism în situații limită. Și copiii aflați în piața Marii Adunări Naționale au putut să intre în rolul de salvator participând la câteva concursuri. Cei mai buni au fost premiați cu stingătoare și detectoare de fum sau dulciuri. Autospecialele pompierilor gătite de sărbătoare vor ajunge astăzi în mai multe raioane ale țării, ducând cu ele daruri, dar și informații pentru oameni privind situațiile de risc în preajma sărbătorilor de iarnă. Astăzi dimineață, centrul Chișinăului a răsunat din nou de colinde și zarva făcută de micuții veniți la spectacolul cu Moș Crăciun și eroii din povești. Moșule, bine ai venit la noi! Ce cadou tu ai primit de Crăciun? Lego. Wow, și ți-a plăcut? Da, m-a plăcut. Și cum a ajuns cadoul la tine? Ce ți-a adus? Moș Crăciun. Ce cadouri aștept? Aștept bomboane. Bomboane? Numai bomboane? Asta este o poezie, să nu știu când de gen. Nu știu, ceva de genul. Să fie alături de mama, să fie acasă. Mulți au venit la târgul de Crăciun din scoarul catedralei să aleagă pe ultima sută de metri cadouri pentru cei dragi. Aliona Noter a venit acasă din Israel de sărbător pentru a fi alături de fiica sa, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Vreau să-i fac un cadou așa ca să fie pentru ea, pentru totdeauna. Unii scris nu se sterge niciodată. Iată, am ales așa o pernuță decorativă cu spiritul Crăciunului, pentru că astăzi este o zi așa mai deosebită, mai frumoasă, mai cu lumină, mai cu căldură. Fetița mea a insistat să avem și noi ceva de genul ăsta. Comercianții au scos pe tarabe cadouri pentru toate gusturile și toate buzunarele. Am confecționat șoricei foarte frumoși, care au și dolari, euro și lopățică pentru a strânge banii. Asta este ceva mai special ce am făcut pentru anul acesta. Avem asortiment bogat atât pentru copii, care sunt din jucăriile, pernuțe, handmade, cât și pentru maturi, pentru decorarea mesei de sărbătoare. Mulți locuitori ai Republicii Moldova vor sărbători nașterea Domnului pe stil vechi pe data de 7 ianuarie. Și astăzi, târgul de Crăciun din centrul orașului este locul preferat de întâlnire pentru mulți locuitori ai Chișinăului. Daniela Focșa se află în scoarul Catedralei Mitropolitane, epicentrul distracției cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Bună seara, Daniela! Care este atmosfera de la târg?
Bună seara, Victoria! Bună seara tuturor! Atmosfera este de sărbătoare, însă puțin mai tristă în comparație cu alte seri, probabil din cauza timpului de afară, pentru că cei care au ales să vină la târg sunt mult mai puțini dacă comparăm cu serele trecute. Așa că atmosfera este creată în mare parte de decor, de luminițe, dar și muzica care răsună. Comercianții au mai puțini cumpărători în această seară, unii totuși au ales să vină aici pentru a se încălzi cu un vin fert și a se delecta cu bucatele tradiționale. Alții stau în rând la căsuța lui Moș Crăciun pentru a face poze, iar copiii pentru a primi dulciuri sau în locurile special amenajate. În această seară aici nu este un concert ca de exemplu aseară în ajun de Crăciun a fost unul, acum răsună muzica doar din boxe. De asemenea, nu este cineva care să facă spectacol. La ora 19 totuși va fi proiectat un film de desen animat pentru cei mici, iar concertele vor reveni de pe 29 decembrie, adică din ajun de anul nou. Acestea au fost informațiile. La revedere! Фериун кричим! С наступающим Новым годом! Фериун кричим! Cam asta i-a ieșit unei deputate PSRM care a vrut să ureze Crăciun fericit participanților la un festival de datin la Soroca. Imagini de la manifestare vedeți mai târziu în telejurnal. Au fost pline bisericile și mănăstirile peste tot în România. Credincioșii au ascultat slujba care vestește nașterea lui Iisus Mântuitorul. Au fost îndemnați să fie buni și să aducă bucurie celor din jur. Nu numai de Crăciun, ci în tot timpul anului. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. După toată alergătura din zilele de dinaintea Crăciunului, oamenii s-au strâns în biserici pentru a fi învăluiți de liniștea divină. Catedrala Patriarhală a fost plină. Prefericitul Daniel i-a îndemnat pe credincioși să fie smeriți și cu gândul la Dumnezeu. Să aducem darul lui Dumnezeu iubirea smerită și milostivă a milosteniei pe care o arătăm în jurul nostru. Și la Timișoara, la Catedrala Mitropolitană, înalt preasfințitul Selejan le-a spus credincioșilor la Sfânta Liturghie să împartă bucurie celor din jur. Fața lui Dumnezeu este plină de lumină și de lacrimile iubirii sale cele nemărginite. E cea mai importantă sărbătoare după Sfintele Paști. Și cu bucurie și cu încredere să nu fim triști. Ne bucurăm de sărbătoare cu toții. La biserică, da, și apoi în familia. Sfânta Liturghie s-a încheiat cu împărtășania de Crăciun. Mitropolitul Banatului a cântat apoi colinde împreună cu toți credincioșii. Cei care primesc pensii al căror cuantum lunar nu depășește 2000 de lei pot să-și ridice sprijinul financiar unic de 700 de lei, începând cu data de 2 ianuarie. Precizăm că acești bani vor fi acordați beneficiarilor de pensie pentru limită de vârstă, de dizabilitate, de urmași, pentru vechime în muncă, pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, precum și beneficiarilor de alocații sociale de stat, cu excepția alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere. Cheltuielile necesare pentru acordarea sprijinului financiar unic se ridică la circa 418 milioane de lei, prevăzute în bugetul de stat pentru anul viitor. Potrivit estimărilor, de acești bani vor beneficia circa 591 de mii de persoane. Viața lui depinde de o injecție care costă peste 2 milioane de dolari. Robert, un bebeluș de aproape 3 luni care suferă de amiotrofie spinală, are nevoie de unul dintre cele mai scumpe medicamente din lume. Pentru a strânge suma imensă de bani și a salva micul îngeraș, sute de oameni s-au mobilizat în mediul online și la târguri de caritate.
Faceți cunoștință cu Robert, un băiețel drăgălaș de aproape 3 luni, dar care suferă de amiotrofie spinală, o boală genetică care afectează neuronii din măduva spinării, adesea și pe cei din trunchiul cerebral. Părinții s-au îngrijorat atunci când au observat că micuțul nu-și ține singur capul și nu își mișcă mâinile și picioarele. Suntem bucuroși că el mănâncă singur, ceea ce este foarte mult pentru un copil cu amiotrofie spinală de tip 1. El își mișcă picioarele puțin și mânuțele puțin, nu le poate ridica mai mult de la cot. Acum băiețelul face tratament la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii Nicolae Robanescu din București. Acesta însă doar ameliorează puțin simptomele, dar nici de cum nu tratează afecțiunea. Există un tratament pentru această boală, un tratament care modifică gena lipsă, se numește Zolgensma și există acum doar în America și este foarte important ca să o ia cât mai repede, ca să piardă cât mai puțin și de acum încolo să muncim pentru reabilitarea sa. Părinții au vândut tot ce aveau, dar nici de cum nu pot aduna 2 milioane de dolari, prețul unei singuri injecții care i-ar salva viața copilului. Acești copii se nasc 3-4 pe an. Și în Moldova nu există tratament. Ei sunt priviți în spitale cum își ia ultima respirație. Este crunt, dar asta este amiotrofia spinală. Nu știu cât aș putea să vând într-o viață ca să reușesc să adun acum banii aceștia. Emoționați de istoria lui Robert și de suma uriașă pentru procurarea serului Salvator, sute de oameni se mobilizează zilnic pentru a dona bani în sprijinul acestei cauze. În Chișinău sunt organizate târguri caritabile unde oamenii contribuie la salvarea bebelușului. Cu forțe multe și comune, doar se poate de acumulat așa sumă. Peste 2 milioane de dolari, totuși este foarte greu de acumulat. La târg, în principiu, participă peste 20 de agenți economici, care mai mult de jumătate vor dona în totalitate toată suma de vânzări. Nu ne vine să credem că sănătatea unui copil depinde de un vaccin care valorează atât de mult. Uite, dacă măcar fiecare moldovean ar da câte un dolar, noi am adunat această sumă. Cumpărăm cadouri pentru cei dragi și donăm bani. Eu sper asta să se rezolve cât mai curând. Am aflat despre cazul Robert și am venit să-i ajutăm, desigur. Mai ales că avem 2 copii. Mă închipuiți, da. Foarte mult emoționat. Sunt profund motivată și emoționată și cred că orice mamă, orice cetățean de pe glob care nu trăiește doar pentru sine, trebuie să ajute. De la începutul campaniei s-au adunat peste 60.000 de dolari din cele peste 2 milioane de care are nevoie Robert. Cei care doresc să ajute tânăra familie o pot face donând bani într-unul dintre conturile afișate pe ecran. De sărbători, în fabricile de ciocolată e mare agitație. Acolo deliciile capătă forme și gust nemaipomeniți prin cântarea celor mici, dar și a celor mari. În această perioadă, muncitorii lucrează din zor și până târziu noapte pentru a reuși să scoată cât mai multe cadouri dulci. Antreprenorii țin cont și de faptul că în calendarul chinezesc anul viitor este al șoareciului de metal, așa că au pregătit și dulciuri în forma de șoricei. Caise uscate, prune, piersici, gutui, rechițele, nuci și semințe sunt doar câteva din ingredientele naturale care, scăldate în ciocolată, capătă un gust deosebit și o formă de sărbătoare. Avem diferite forme, de brăduți, bomuleți de zăpadă, clopoței, care sunt adică niște decorațiuni pentru brăduți. Anul acesta este anul șoricelului și chiar astăzi s-a făcut prima formă cu umplutură de gutui șoricei. Iepurașii sunt umpluți cu, adică o jumătate din iepuraș este umplut cu prună și nucă, cealaltă jumătate, caise cu arahide, după care lipim jumătățile și obținem un amestec. Majoritatea nucilor, nucușoarelor se amestecă cu miere de albin naturală. Iată, avem și
niște inimioare care sunt de asemenea pline cu fructe uscate. Aici avem un mix din prune, caise, nuci și arahide. Cu ajutorul utilajelor performante, muncitorii așează fructele uscate pe linia tehnologică, unde trec printr-o cascadă de ciocolată, după care sunt răcite, ambalate și numai bune de dăruit și savurat. Aici avem rondele de miere uscate, le dăm prin ciocolată albă. Ele se duc la frigider și ajung la împachetare. Este în ajun de sărbători și avem de lucru de dimineață până seara, târziu. Se lucrează ușor, dar toată ziua, când e obositor. Tot e manual, să reușim să facem, să fie toată țara cu bomboane. Cei mai solicitați în această perioadă sunt acești brăduți de ciocolată, iar fiecare rămurică este o adevărată surpriză, pentru că în interior o ciocolată este umplută cu prună și nucă, iar alta este cu gutui sau semințe. Cel mai mare brăduț cântărește 1 kg. Termenul de valabilitate al bomboanelor produse este de doar câteva luni, pentru că nu sunt folosiți conservanți. Și dacă jumătate din producție se vinde pe piața locală, restul merge la export. Fiecare din noi vrea să primească un cadou, respectiv fabrica noastră lucrează în plină forță. Acum, în afară de piața locală, avem exporturi în Uniunea Europeană, în mare parte predominant, deci este în România. Facem o cifră de circa 30% în România și celelalte până la 50%, deci restul țărilor. Ciocolata cu umplutură din fructe uscate ajunge pe rafturile din Irlanda, Marea Britanie, Slovacia și Canada. Municipiul Soroc a răsunat astăzi de colinde și scenete specifice sărbătorilor de iarnă. Zeci de colective artistice din raion au participat la tradiționalul festival dedicat obiceiurilor de iarnă, intitulat De Urat Vam Totura. Au făcut spectacol nu doar artiștii prezenți la eveniment, ci și un deputat care are restanțe mari la limba română. Festivalul de iarnă a început cu tradiționala paradă a colectivelor artistice și măștilor populare. Pe tot traseul, până în Piața Libertății, manifestanții au încins hore și au cântat. Peste 20 de colective artistice din raion au venit să-i colinde pe locuitorii din Soroca. Pe lângă programul artistic, participanții au avut parte de un târg al meșterilor populari și s-au putut încălzi cu un pahar de vin fiert. Când cuptorul a tocmit florile d-albe, anul nou a și venit, florile, florile d-albe. Un moment jenant al spectacolului însă a fost cel în care o deputată a PSRM a vrut să ureze în limba română Crăciun fericit celor prezenți. Fericiun Crăciun! S naступающим Новым годом! Fericiun Crăciun! Festivalul De Urat Vam Totura din Soroca a ajuns la a noua ediție. Casa din Cernăuț a lui Aron Pumnu, dascălul lui Mihai Eminescu, a ajuns o ruină. De-a lungul anilor au fost multe promisiuni, dar încă nu s-au găsit bani pentru reparații. În telejurnal vedeți stadiul de degradare a clădirii care trebuia să fie Muzeul Eminescu. Cu 30 de ani în urmă, românii scandau libertate. Era un strigăt de victorie al tuturor celor ce simțeau românește. Iar basarabenii trăiau aceleși sentimente ca frații lor din dreapta Prutului. Ecoul Revoluției Române a ajuns imediat și în spațiul basarabean. La 1989 s-a simțit bine acea tensiune politică din România, pentru că criza care a fost provocată de regimul ceaușist, prin politicile cele odioase legate de tortură și de persecuție și de eliminare a oponenților politici, s-a simțit. S-a simțit acută, mai ales că Republica Moldova lua naștere mișcare națională și se formase o puternică formațiune politică, Front Popular. Basarabenii au aflat de la radio și de la televiziune ceea ce se întâmpla în România și credeau într-un viitor comun. În decembrie 89 am trăit și trăit acele evenimente tragice. Ascultam împreună cu colegii atât undele de radio Europa Liberă, cât și cele românești și în măsura în care era posibil priveam și televizorul. Răsfoiam desigur că ziarele proaspete din perioada aceea și împreună am susținut cu suflet
sufletul și gândul tot ce s-a întâmplat în România în perioada aceea. La televizor am văzut chiar evenimente cum se desfășoară la început în Timișoara, la 16-20 decembrie. Apoi am văzut cum s-a transmis, s-a răspândit în București, la 21-23 decembrie și apoi cum s-a răspândit în întreaga țară. Românismul era prezent în Republica Moldova în acea perioadă, dat fiind faptul că a coincis și cu perioada de renaștere națională în spațiul nostru românesc. Primii au reacționat scriitorii și poeții contemporani. Toate aceste, această democratizare a dus la formarea multor formațiuni politice, vreo 30 la număr, dar cea mai mare eficiență, cea mai mare activitate eficiență și-a desfășurat-o Front Popular, care a exercitat o presiune foarte puternică asupra conducerii comuniste de atunci și a determinat să organizeze chiar alegeri în 1990. Și cetățenii basarabeni își amintesc de acele timpuri și de mobilizarea care a fost în Republica Moldova. A fost o schimbare de sistem totală, deci atunci ne-am trezit că de fapt noi suntem un popor și trebuie să fim uniți. Știu că plângea lumea, era tragedie, eram cu sufletul acolo, am suferit atunci, știu că a fost o tragedie, au fost mulți copii care au murit acolo, deci pentru libertate, s-a murit pentru libertate efectiv. Propaganda rusească acționa foarte puternic în încercarea de a alimenta sentimente de ură între români. Propaganda era foarte puternică să trezească, să fie o sperietoare pentru noi. Regimul a reacționat într-o altă formă, pentru că Frontul Popular avea o putere și avea o susținere foarte mare a maselor populare, chiar au adresat către popor român răsculat la cele acțiuni reacționate imediat și au publicat în ziarul Moldova Socialistă toate evenimentele care se desfășurau și s-au solidarizat. Paradoxal, dar conducerea comunistă de atunci s-a solidarizat cu toate acțiunile românilor. La 30 de ani de la Revoluția Română, în Biblioteca Națională se păstrează și acum ziarele editate în acea perioadă. Pe lângă cetele de colindători, clinchete de clopoței și bucatele tradiționale, un frumos obicei de Crăciun este și prepararea turtelor dulci. În formă de brăduți, fulgi sau oameni de zăpadă și decorați cu glazură, biscuiții sunt adevărate delicii, mai ales dacă sunt preparați de mânuțele copiilor. Ghidați de mentor, 20 de micuți au gătit adevărate capodopere culinare în cadrul unui atelier practic. Tradiția de a coace biscuiți de Crăciun este preluată încă din Europa. Aroma înviitoare a fursecurilor face această sărbătoare și mai specială, mai ales că dulciurile au fost preparate de copii cu multă dragoste și migală. Entuziasmați de spiritul Crăciunului, copiii și-au pus șorțurile și bonetele și s-au apucat de treabă. Turte dulci de Crăciun, moș Crăciun a să fie mai repede. Я делаю печенье из теста. Мы берем формочки и их на тесто. И потом у нас получаются формочки, и мы печем из них печенье и украшаем соусом. Rețeta fursecurilor perfect am aflat-o tot de la cei mici. Aluatul se face din un pachetel de unt, două ouă, zahăr și făină. Luăm aluatul, îl întindem, după asta punem forma și îl tăiem și punem la copt. Cu puțină implicare și dăruire, gătitul se poate transforma într-o frumoasă tradiție de familie, care să le ofere și copiilor posibilitatea de a-și aduce contribuția la masa de sărbătoare. Я могу приготовить дома, чтобы моя семья вся приготовила, вся попробовала все печенье, чтобы она обрадовалась, что я умею готовить печенье. Am gustat, erau tari gustoase. Așa că sper mai repede să sus și eu să le dau cu glazură. Prin această activitate organizată de Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico, cei mici deprind tradițiile frumoase ale sărbătorilor de iarnă și învață că bunătatea este adevăratul dar al Crăciunului. Am discutat împreună cu copiii că de Crăciun vine Moș Crăciun și aduce cadouri. De aceea noi am învățat să facem ceva plăcut pentru el, să-l hrănim, să-l mulțumim de cadouri, punându-i sub brăduț turtele dulci pe care le vom pregăti și în pahar de lapte. Astfel,
de activități cultivă frumosul în sufletul celor mici, spun organizatorii. Prin această activitate vrem să le dezvoltăm copiilor gustul estetic, frumosul, să nu uite de tradițiile neamului nostru. Fiindcă este frumos Crăciunul să-l sărbătorești în familie și ne-am gândit la această activitate ca să învățăm copiii să pregătească biscuiți, anume pentru părinților, să le facă mici surprize, că nu sunt atât de dificil de pregătit. În cadrul clubului de vacanță, care durează 7 zile, copiii vor fi antrenați în diverse activități specifice sărbătorilor de iarnă. A renunțat la sanie și a urcat la volanul unui mijloc de transport în comun electric. Până pe 7 ianuarie, când sărbătorim Crăciunul pe stil vechi, la Bălți, Moș Crăciun îi va plimba pe copiii cu minți și nu numai, cu troleibuzul. Pe durata călătoriei, micuții vor avea parte și de un program distractiv cu animatori, jocuri și concursuri. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Pentru a crea atmosferă de sărbătoare, troleibuzul a fost decorat cu mii de beculețe spre bucuria copiilor. Micii călători l-au așteptat nerăbdător pentru a face o tură prin oraș. E decorat frumos. Îmi place să merg prima dată, merg așa, troleu. E tot dragă să știu, tot agresivă, замечательно. E tot agresivă, e ciplot. Нам очень понравился этот троллейбус, он очень яркий, очень красочный и очень прекрасная идея создать детям новогоднее настроение и праздник. Atmosfera de sărbătoare domină întreaga călătorie în troleibuzul lui Moș Crăciun. Însoțiți de animatori, micuții au parte de momente distractive cu jocuri, concursuri și cântece de sărbătoare. Ce e drept, în prima călătorie, copiii au stat cam înghesuiți în troleibuzul lui Moș Crăciun. Alături de ei s-au străduit să încapă în mijlocul de transport și mai mulți responsabili din primărie. Pentru decorarea vehiculului, autoritățile municipale au cheltuit peste 40.000 de lei. Troleibuzul lui Moș Crăciun va circula pe străzile municipiului Bălți până pe 7 ianuarie. Călătoria este gratuită. A rezistat 2 secole, iar acum riscă să se prăbușească din cauza indiferenței. Casa din Cernăuța lui Aron Pumnu, marele apărător al limbii române, este la un pas să dispară de pe fața pământului. Deși de-a lungul anilor au fost multe promisiuni, nu s-au mai găsit bani pentru reparații. Clădirea ce trebuia să fie Muzeul Eminescu stă de 20 de ani în paragină. Românii din Cernăuți spun că asistă neputincioși la ștergerea memoriei și a simbolurilor naționale. Bârnele, iată-s acestea, care sunt de acum putre de levideți. Pereți care se risipesc și tencuială care cade. Este tot ce a mai rămas din casa veche de aproape 200 de ani a marelui profesor Aron Pumnu de la Cernăuți. Aceasta a fost construită într-un stil moldovenesc și pare condamnată uitării, chiar dacă reprezintă primii pași în creația lui Mihai Eminescu. Conform istoricilor, marele poet Mihai Eminescu și-a petrecut destul de mult timp aici în casa profesorului său Aron Pumnu. Aici se presupune că Mihai Eminescu și-a scris prima sa poezie publicată. Aici a cântat, a dansat, a petrecut timp cu profesorul său. Iar toată această istorie riscă să se prăbușească în 4 ani, întrucât starea casei este destul de deplorabilă. După al doilea război mondial, casa lui Aron Pumnu a fost oferită de sovietici unor familii de ostași considerați eliberatori. Aceștia au modificat-o după bunul lor plac, iar din casa autentică a profesorului a rămas prea puțin. Am reușit după 20 și ceva de ani de luptă cu primăria orașului Cernăuți să obținem eliberarea acestei case și familiilor celor orașul le-a pus la dispoziție alte case. În spatele casei sale, Aron Pumnu a construit din lemn o odaie improvizată pentru elevul său Mihai Eminescu. Acesta nu avea bani suficienți nici măcar să-i acopere studiile la gimnaziu. Anexa a fost făcută una cu pământul de către sovietici. Era o casă, tot țărănească, mică, în formă de litera G, de astea, slavă, ar fi rus, așa ea, o formă, în care erau camere în care stăteau studenții. Aron Pumnu ținea pe mulți studenți în gazdă ca să poată sprijini. Casa lui Aron Pumnu este un monument de mare importanță pentru cultura neamului românesc. Mulți politicieni au promis marea și sarea. Premierul României
la acea oră Ponta a promis și a adoptat hotărârea de Guvernului României de a investi mijloacele necesare financiare pentru reparație și restaurare. Cei 250.000 de euro promiși nu au mai ajuns la destinație. Cu acei bani s-ar fi restaurat casa exact ca pe vremea lui Aron Pumnu. În interior urma să fie amenajat un muzeu dedicat profesorului, dar și elevului său Mihai Eminescu. În spatele casei urma să fie reconstruită odaia în care a locuit poetul. Nu s-a întâmplat nimic pentru că a fost schimbat premierul Ponta, a pierdut alegerile. Următorul premier al României a spus că acestea sunt obligațiile electorale a lui Ponta, noi nu le îndeplinim. Aron Pumnul reprezintă pentru românii de pretutindeni un simbol al Revoluției de la 1848 și un apărător al limbii române. Totodată, casa lui Aron Pumnul este unul dintre obiectivele turistice de prim interes și este legată de viața lui Mihai Eminescu la Cernăuți. Mulți români au ales să petreacă sărbătoarea nașterii Domnului la Humulește, locul nașterii scriitorului Ion Creangă. Iar gazdele s-au pregătit așa cum se cuvine pentru o seară de ajun perfectă în stil tradițional românesc. Imagini vedeți mai târziu în telejurnal. Bucuria Sfintei Sărbători de Crăciun a fost adusă în redacția TVR Moldova de tinerii Asociației Unirea ODIP, care ne-au colindat și ne-au urat un an nou plin de realizări frumoase. Și cum de Crăciun se fac cadouri, ei ne-au dăruit 10 de fulgi croșetați în culorile tricolorului. Colindele românești au răsunat în redacția TVR Moldova prin glasurile emoționate ale tinerilor Asociației Unirea ODIP. Colindătorii naurați, avem parte de un an nou plin de reușite. Felicităm televiziunea română cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Crăciunului și Anului Nou. Să dorim întregii redacții, întregii echipe, atât de la Chișinău cât și de la București, un an nou cu multe bucurii, cu multe realizări și să ne ținem aproape pentru că împărtășim aceleași valori, aceeași istorie, aceeași cultură. Am venit să vă urăm multă sănătate, bucurii, pace, liniște sufletească și ca anul nou, la an 2020, să vă aducă doar realizări frumoase aici în sânul echipei TV. A fost destul de emoționat pentru mine să cânt în fața unui public care pentru mine, nu știu, e nou. Cred că asta e un pas mare pentru mine, să cânt în fața dumneavoastră. Ana Maria croșetează de câteva săptămâni fulgi în culorile tricolorului pe care se dăruiască angajaților televiziunii române de la Chișinău. În dar v-am adus fiecăruia câte un fulgușor tricolor, ce de fapt pe noi ne simbolizează ca români. Da. Ok, mersi tare mult! Pentru efortul lor, colindătorii au fost răsplătiți așa cum cere tradiția, iar ei au promis că ne vor vizita la anul și la mulți ani. Dumnezeu ne iubește pe toți, chiar și pe cei mai răi dintre noi. Acesta a fost mesajul de Crăciun transmis de Papa Francisc. Suveranul pontif a oficiat slujba de la miezul nopții de la Vatican. O impresionantă slujbă religioasă a avut loc și la Betleem, locul nașterii lui Isus în tradiția creștină. Mii de oameni au umplut Biserica Sfânta Ecaterina din Betleem pentru slujba de Crăciun. Lăcașul este situat chiar lângă Biserica Nașterii Domnului și conține o relicvă sfântă, o bucată de lemn din Ieselea unde s-a născut Isus. La ceremonie a asistat și președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas, iar slujba a fost oficiată de Patriarhul Latin al Ierusalimului. Here in Holy Land, not only today, but every day of the year, there are still many people who celebrate the Christmas of Jesus in this way. Not only Christians. And to them go our most sincere thanks and encouragement to continue being the hope for all of us. Și la Vatican a avut loc o impresionantă slujbă de Crăciun oficiată de Papa Francisc. Mii de oameni au fost în Basilica Sfântul Petru, printre care și mulți copii din țări greu încercate, ca Irak, Uganda sau Venezuela. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a te.
a ciascuno di noi oggi dice: ti amo, ti amerò sempre, nel prezioso, sei prezioso ai miei occhi. Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene, ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato. Papa Francisc se va întoarce astăzi în Basilica Sfântul Petru, de unde va transmite lumii mesajul papal de Crăciun. Iarna cu sărbătorile sale nu e nicăieri mai frumoasă decât în Bucovina. Codrii albiți de omăt, mănăstiri legendare și bucate alese fac experiența unei călătorii în nordul României unică. Un bucovinean îndrăgostit de plaiurile sale, plecat de multă vreme în Belgia, a vrut să recreeze magia Crăciunului din Bucovina la Bruxelles și a invitat pe toți românii la o petrecere. Ce a ieșit, ne transmite corespondentul TVR Lucian Purvoiu. Dan Fodor e din Bosanci, o comună cu peisaje superbe și tradiții străvechi, de lângă Suceava. Greutățile de acasă l-au împins atât pe el cât și pe alți consăteni să-și caute o viață mai bună departe de casă. Curând, un nou sat Bosanci s-a format în Belgia. Consătenii nu au uitat niciodată de unde au plecat și nu ratează niciun moment de sărbătoare. Sărbătorile de iarnă sunt o mare bucurie pentru toți românii, mai ales noi care suntem la Bruxelles. Pregătim mese festive. În timp ce bosâncenii se încălzesc la o horă pe cinste, în bucătărie a început pregătirea bucatelor alese, din care nu lipsesc mămăliguța și tochitura bucovineană. Preparăm o mămăliguță cu un cârnaț, carne de porc, un cârnaț afumat, tradițional românesc. Ne place, e post, dar iese ceva bun. Și vă mulțumim că sunteți alături de noi. După masa copioasă, e vremea colindelor și urărilor de bine pentru anul care vine. Cu gândul la poveștile din copilărie și la frumusețea zonei, mulți români au mers la Humulești să petreacă de sărbătoarea nașterii Domnului. Gazdele s-au pregătit din timp, iar seara de ajun a fost perfectă, cu mâncare tradițională, muzică și colindători. Petrecerea a început în ajun. S-au mâncat șorici pesăturate și alte preparate, iar gazdele au pus pe masă vinul cel mai bun. Oaspeții noștri au fost întâmpinați cu bucate tradiționale românești din zona noastră, cu piftie de curcan, cu chișcă, cârnați, plăcinte moldovenești, colăcei, colindători. Pregătim o tochitură pomana porcului care am făcut-o în prezența turiștilor și cu mămăligă, varză, vin fiert. Impresionant, un piculeț diferit față de zona de sud, dar mă bucur că se păstrează tradiția. Orice pusă masă face toți banii. Pentru a trece mai ușor peste mesele îmbelșugate, turiștii au dansat și au petrecut la oaltă cu gazdele. Iar focurile de artificii au adus un plus de strălucire sărbătorii. La români, sărbătorile de iarnă au gust de sarmale, friptură și cozonac. Sunt preparate gustoase, dar cu multe calorii și grele, mai ales pentru cei care au respectat postul Crăciunului. Trebuie să fim cu toții cumpătați, spun medicii. Iată și câteva recomandări. Ce ați gătit? Fică mea sarmale, eu restul, cu răcitură, cu o salată de băf, cu ciorbă de burtă. Mâncăm și după aia ne mai odinim și iar mâncăm. Dacă avem ciorbă, o ciorbă, după aia mâncăm sarmale, un pahar de vin, un felie de cozonac și pa, și ne uităm la televizor. După post, organismul ar trebui protejat, spun medicii. Trecerea bruscă de la preparatele vegetale la carnea grasă, totul stropit cu alcool, poate duce la afecțiuni care ne trimit direct la camera de gardă.
Nu renunțăm la legume, nici măcar la mesele festive. Începem cu preparate ușoare, cu salate, cu supe și apoi trecem la cantități mici de preparate mai grele. Nu asociem la aceeași masă și sarmale, și friptură, și preparate aperitive din carne. Ne limităm la un singur preparat și abia de a doua zi putem să mâncăm cantități mai mari. Desertul trebuie și el consumat cu moderație, în special în cazul celor care au ținut post ori sunt la dietă. Noi o să ne începem dimineața cu un mic dejun bazat pe cozonac și lapte. Ideal este să consumăm desertul după mese. Păstrăm un număr fix de mese și în felul acesta ne este mai ușor să ne ferim de excesul caloric. Medicii nu recomandă combinarea alcoolului cu mâncarea bogată în grăsimi. Consumul lor în exces crește riscul de infarct sau accident vascular cerebral. Atenți trebuie să fie și hipertensivii și diabeticii care nu ar trebui să-și întrerupă tratamentul. Cine nu are răbdare să treacă treptat la meniul copios de sărbătoare ar trebui să aibă la îndemână diferiți fermenți care ajută digestia. Ceaiurile de mușețel, sunătoare sau anason sunt și ele recomandate, chiar înainte de masă sau imediat după ce am terminat de mâncat. Iar dacă vrem să ținem la distanță kilogramele în plus, imediat după masă o plimbare scurtă poate face minuni. Fructele nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun, însă ar fi bine să le consumăm la 2-3 ore după masă. Și cel mai important, lăsați-vă organismul să ia o pauză de la mâncarea grasă înainte de masa de anul nou. Continuăm acum cu știri externe. Pentru 10.000 de oameni din Chile, Crăciunul a venit cu foc și pară. Este stare de urgență în orașul Valparaiso din cauza unui incendiu de vegetație care face ravagii. Cel puțin 120 de case au fost făcute scrum, iar autoritățile au ordonat evacuări în masă. Toți pompierii din oraș au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările, despre care primarul spune că au fost declanșate intenționat. Incendiul a purjolit o suprafață de aproape 150 de hectare, cel mai grav afectate fiind două cartiere sărace. Aproape 100.000 de locuitori au rămas fără curent electric. Valparaiso este al doilea oraș ca mărime din Chile și o importantă destinație turistică. Marile companii sunt tot mai preocupate de bunăstarea angajaților valoroși. Ca să le ofere un echilibru între muncă și viața de familie, multe firme deschid filiale în regiuni care oferă acest lucru. Orașul spaniol Malaga a devenit o astfel de destinație datorită climei și infrastructurii de transport. Urmăriți un reportaj semnat de corespondentul TVR în Spania, Felix Damian. Pe lângă faptul că este o destinație turistică importantă, Malaga atrage în ultimii ani și companii internaționale de vârf. Multe dintre acestea au sedii centrale în regiuni friguroase din nordul Europei sau în Statele Unite ale Americii și ajung să-și premieze angajații valoroși cu posibilitatea de a munci într-o zonă mai caldă, unde își pot aduce și familia. Porque las empresas necesitan captar las mejores personas, mejores trabajadores, y esos trabajadores saben que pueden, hoy en día con tecnología, pueden trabajar en casi cualquier sitio del mundo, siempre cuando tengan una conexión de internet. Entonces eligen sitios muy agradables, y Málaga precisamente es un sitio muy agradable. Primăria orașului spaniol a creat și un birou special pentru sprijinirea companiilor care vor să se stabilească în zonă. Fundamentalmente las empresas tecnológicas tipo Oracle, tipo Google, tipo Decra, son empresas multinacionales muy grandes. Prezența acestor investitori creează locuri de muncă și oportunități de practică pentru studenții de la Universitatea din Malaga. Sino la experiencia vital, la experiencia de la movilidad, la experiencia de haber hecho prácticas en una empresa internacional, todo eso le da muchísimo más valor al currículo de un chico o una chica cuando va a una empresa. Toate acestea nu ar fi fost posibile însă pentru Malaga fără o infrastructură de transport de invidiat. Aeroportul are 150 de rute internaționale și aproape 19 milioane de pasageri pe an. Pe lângă cursele aeriene, unele chiar și cu România, Malaga are și conexiuni directe pe calea ferată cu Madridul și cu Barcelona, iar portul este vizitat frecvent de marile vase de croazieră care aduc mii de turiști. Malaga se laudă cu o infrastructură de transport modernă care oferă legături rapide cu Madridul și cu alte capitale europene și acesta este un avantaj decisiv pentru marile firme care decid să investească aici. De la Malaga, de pe Costa del Sol, pentru TVR, Felix Damian. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei.
Pentru mâine, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 17,29 lei pentru un dolar american. Cu un ban se vor ieftini moneda europeană și leul românesc. Astfel, un euro va fi cotat la 19,15 lei, iar leul românesc va valora 4 lei. Hrivna ucraineană rămâne la 74 de bani. Își păstrează cotația și rubla rusească, 27 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Bine v-am găsit! Vremea va continua să se răcească, dar ploile se opresc în Republica Moldova, cel puțin așa anunță meteorologii. La noapte, minimele vor oscila între 4 și 5 grade Celsius, iar mâine, maxima, va ajunge până la 7 grade. Cerul va fi noros, dar precipitații nu sunt anunțate. La Chișinău, minima din această noapte va indica 4 grade, iar maxima zilei de mâine va fi de 6 grade Celsius. În România, mâine, maximele vor oscila undeva între 4 și cel mult 10 grade Celsius. La munte va cădea la Poviță, iar în vestul țării va mai ploua din când în când. Acestea au fost informațiile. O seară cât mai frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc și sărbători fericite!